Bună seara, dragii mei, bine v-am regăsit. Îi spunem bună seara invitatului nostru în studio, domnul Luis Popa, consilier local din partea PSD Gorj. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, mulțumesc de invitație. Așadar, dragii mei, avem o vară destul de fierbinte și nu doar la propriu, ci și la figurat, pentru că există o luptă pe scena politică, o luptă în Partidul Național Liberal, se ascut cuțitele, se dezic anumite persoane de alte persoane. Cum comentați această luptă, deși nu este de la dumneavoastră din partid, însă trebuie să vă intereseze pentru că face parte din opoziție? Păi nu, în primul rând cred că ar trebui să ne intereseze și această luptă, nu neapărat că suntem în opoziție, ar trebui să ne intereseze și din punct de vedere al modului în care este guvernată țara. Pentru că am văzut că deja acest război pe care îl poartă, și acum mai nou pe față cu tot felul de informații din trecutul fiecăruia, lucru care din punctul de vedere este un aspect urât. Chiar așa, cum comentați dumneavoastră atacurile la persoană? Eu nu sunt de acord și nu o să fiu de acord niciodată cu atacurile la persoană. Faptul că încep să contribui prin trecutul unui om de acum 20, 30, 50 de ani denotă anumite caractere. Pe de altă parte și tu când ocupi o funcție publică trebuie să-ți asumi anumite lucruri pe care le-ai făcut în trecut, că vorbim de viață profesională, personală, iar în momentul în care ești întrebat să spui din start, da, am făcut. Pe când am văzut că în momentul în care au apărut aceste informații, la prima dată, dacă tot vorbim de actualul premier, a cam deviat puțin de la subiect până a fost pus în fața faptului împlinit. Mai nou și cu acea datorie care am văzut că o are la o bancă din America. De asta zic, sunt în momentul în care ocupi o anumită funcție publică și mai ales la acel nivel, trebuie să-ți asumi cam tot ce ai făcut până în momentul respectiv. Și cred că dacă ar fi fost sincer de la început și să spună și colegilor din partid sau oamenilor, vedeți că eu aș putea să fiu atacat cu următorul subiect, lucrurile erau altfel. Dar în momentul în care încerci să ascunzi anumite lucruri, ridică un semn de întrebare. Haideți să le reamintim telespectatorilor. Există un document, 67 de liberali în frunte cu Emil Boc și Rareș Bogdan, se delimitează de Ludovic Orban, pe care îl acuză că susține campania de linșaj împotriva lui Cîțu și îl atacă pe Iohannis. Astfel, 67 de lideri ai PNL au semnat un apel în care îl acuză pe liderul partidului Ludovic Orban că dinamitează partidul și guvernarea, susținând campania de linșaj public împotriva premierului Florin Cîțu și atacându-l pe președintele Klaus Iohannis. Citez. Considerăm că este dezonorant pentru președintele PNL să susțină campania de linșaj public împotriva premierului susținut de Partidul Național Liberal. Nu a mai existat niciodată în istoria PNL un astfel de moment și este de dorit să nu mai existe altul nici în viitor. Facem apel la actualul președinte al PNL să nu mai încurajeze acuzații grave și derapaje de limbaj la adresa premierului liberal. Este de nepermis ca liderul PNL să-l atace pe președintele României, cel mai solid partener politic al partidului nostru în ultimii 7 ani. Ne delimităm astfel de genul acesta de politică. Se arată în textul documentului. Cei 67 de liberali susțin că Florin Cîțu este singurul lider capabil să guverneze România, cel puțin până în anul 2024. Din nou cităm, în acest sens, nominalizarea noului ministru de finanțe. Dan Vâlceanu, propus de premier, este un pas extrem de important și vom susține această candidatură mâine în cadrul ședinței PPN, se mai arată în document. Lista celor 67 de semnatari este următoarea: Emil Boc, primar Cluj, Rareș Bogdan, prim vicepreședinte PNL și europarlamentar, Iulian Dumitrescu, prim vicepreședinte PNL și președinte PNL Prahova, Raluca Turcan, ministru, prim vicepreședinte PNL și președinte PNL Sibiu, Robert Sighiar Tău, secretar general PNL și deputat Bistrița Năsăud, Ion Dumitel, președinte Consiliului Județean Alba, Mihai Lupu, președinte Consiliului Județean Constanța, Ubert Tuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, Daniela Câmpean, președinte Consiliului Județean Sibiu, Gheorghe Frutur, președinte Consiliului Județean Suceava, Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, Dinuian Costelejanu, președintele Consiliului Județean Sălaș, Nicolae Ciucă, ministrul Apărării Naționale Dolj, din Dolj, Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne și președintele al PNL Sălaș, Virgil Popescu, ministrul Energiei și președintele PNL Mehedinți, Sorin Câmpeanu, ministrul Educației din București, Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii din Suceava, Florin Roman, președintele PNL Alba, Ciprian Ciucu, președintele PNL București, Monica Nisie, președintele PNL București Sector 2, Pavel Popescu, președinte PNL București Sector 4, Mircea Fechet, președinte PNL Bacău, Costel Șoptică, președinte PNL Botoșani, Gabriela Avramescu, președinte PNL Buzău, Ciprian Pandea, președinte PNL
PNL Călăraș, Daniel Bura, președinte PNL Cluj, Ștefan Stoica, președinte PNL Dolj, George Stângă, președinte PNL Galați, Dan Vâlceanu, președinte PNL Gorj, Vetuța Stănescu, președinte PNL Hunedoara, Dragoș Soare, președinte PNL Ialomița, Alexandru Muraru, președinte PNL Iași, Ciprian Dobre, președinte PNL Mureș, George Lazar, președinte PNL Neamț, Liviu Voiculescu, președinte PNL Olt, Adrian Cosma, președinte PNL Satu Mare, Eugen Părvulescu, președinte PNL Telorman, Nelu Tătaru, președinte PNL Vaslui, Arina Gorghiu, vicepreședinte Senat, Mara Mareș, președinte TNL, Stelian Bușduveanu, viceprimar București, Virgil Chițac, primar Constanța, Tiberiu Iacobriți, primar Petroșani, Ion Lungu, primar municipiul Suceava, Cristian Bușe, eurodeputat de București, Daniel Fenechiu, senator Bacău, Vasile Cristian Achiței, senator Botoșani, Lucica Muntean, senator Hunedoara, Cristian Tăgărlaș, senator Maramureș, Stella Firu, senator Mehedinți, Eugen Țapun Nazare, senator Neamț, Roberta Anastase, senator Prahova, Nicolae Neagu, senator Sibiu, Daniel Constantin, deputat Argeș, Cristian Băcanu, deputat București, sector 5, Dumitru Mărculescu, deputat Cluj, Toma Petcu, deputat Giurgiu, Gheorghe Pecingine, deputat de Gorj, Florin Alexe, deputat de Maramureș, Mara Calista, deputat de Neamț, Marilen Purtea, deputat de Timiș, Cosmin Sandu, deputat de Timiș, Tudor Polac, deputat de Vaslui, Cătălin Boboc, secretar de stat în MMPS Brăila, Claudia Benchescu, subsecretar de stat MEAI, Victor Paul Dobre, vicepreședinte PNL. Aceasta este lista, într-adevăr a fost puțin cam lungă, însă am vrut să-i dau citire pentru ca spectatorii să înțeleagă că... PNL-ul acum este împărțit în două tabere, se vede pe față. Inclusiv, citind această listă, am remarcat că de la Gorj, decât doi au semnat această listă aici, la mă refer la deputatul Pecingină și Dan Vâlceanu. Celălalt coleg al dumnealor, domnul Iordache, nu a semnat această listă. Pe de altă parte, vedem că o mare parte din cei care au, deci cred că 80% din cei care au semnat această listă depind într-un fel de guvernul României, pentru că li se alocă bani. Da. Da? Primesc bani de la guvernul României și, din păcate, cam așa se întâmplă în viață. Cine, acolo de unde primești bani, acolo te cam îndrepți. Toate că nu, de multe ori nu este normal. Este un război pe față în acest partid. Chiar, dacă nu mă înșel, aseară sau acum două serii, am urmărit la un post național de televiziune ieșirea domnului Orban, care l-a atacat subtil inclusiv pe președintele României, spunând că când a câștigat primul mandat a renunțat la președinția partidului doar ca să îi dea șansa să câștige președinția României. Este un război pe față, mă repet încă o dată cu acest lucru. Probabil în septembrie se va decide la cei de la PNL cine va câștiga președinția pe 25 septembrie, dar din păcate acest lucru se văd și în economia României și în ce se întâmplă la nivel guvernamental. Și dacă e să luăm această țară la pas, în special anumite zone, vom vedea că nu suntem ok. Bun. Apreciați dumneavoastră că această dispută politică se reflectă în scumpiri? Eu cred că să abordăm și acest subiect. Dacă e să analizăm acest guvern, vedem că foarte multe lucruri ce se întâmplă în această țară negative se leagă de acest guvern. Vedem că ne-am împrumutat foarte mult pentru chipul a crește economia și ne-am îndatorat, din câte știu, aproape 1000 de euro pe secundă. A trebuit să plătim datorie. Practic, noi românii suntem datori vânduți pentru mulți ani de acum încolo. Am văzut că cu școala iar avem probleme. Vedem ce se va întâmpla din septembrie încolo. Avem valul 4 care nu știu dacă sunt pregătiți. Am revenit și la aceste subiecte, dacă îmi permiteți. Sunt multe lucruri care ne afectează din punct de vedere acestei guvernări. Haideți să vedem, este oficial, avem cea mai mare creștere de prețuri din ultima perioadă, iar inflația a ajuns la 5%, conform datelor furnizate de către Institutul Național de Statistică, deci nu vorbim cifre care nu au un suport bine documentat. Scuzați-mă că vă întrerup și pe mă continuați asta acolo ce știrea. Toate au crescut, curent, gaze, prețuri, dar salariile au fost blocate, salariul minim pe economie nu se întâmplă nimic și tot așa. Deci prețurile cresc, dar din punct de vedere al veniturilor asupra populației, acestea sunt blocate sau, din păcate, datorită acestei pandemii, mulți și-au pierdut și locurile de muncă.
Bun. Trebuie să spunem și acest lucru. Revenim ca să le dăm telespectatorilor toate informațiile. Au fost scumpiri accentuate față de anul 2020 la energie electrică, gaze și carburanți. De asemenea, au crescut serios și prețurile alimentelor. Dacă vorbim de mâncare, unde am văzut cu toții scumpiri în ultimul an, cel mai mult a crescut, atenție, prețul uleiului cu 18%, arată datele Institutului Național de Statistică. Peștele, de asemenea, s-a scumpit cu aproape 6%, brânza cu 5% și aproape la fel de mult s-a scumpit și pâinea. Carnea, pe de altă parte, a avut o creștere mai mică de preț față de vara anului trecut, cu doar 2,6%. Lista de ieftinire este, din păcate, foarte scurtă, respectiv, cartofii au avut o scădere mare de preț de 30% și costă ceva mai puțin și fructele, cele proaspete, cu 4,9%, iar citricele cu 2,3%. La categoria mărfuri nealimentare sunt creșteri și mai mari de prețuri, scumpirile la energie din iulie se văd și în statistică, energia electrică, de pildă, costă mai mult cu 25%, gazele cu 20%, iar carburanții au un preț mai mare cu 13% față de anul trecut, când se ieftiniseră din cauza pandemiei. La toate serviciile sunt creșteri de prețuri ceva mai temperate, până în 4-5%. Cu o singură excepție este vorba despre transportul aerian. Biletele de la avion sunt mai ieftine cu 23%. Dacă tragem linie, vedem că inflația anuală a ajuns la 5% și este cea mai mare din ultima perioadă, în condițiile în care la finalul anului trecut era de doar 2%. De atunci a tot crescut, iată, și va mai crește până la finalul anului 2021, când va ajunge la 5,6%, conform și prognozii Băncii Naționale a României. Pe de altă parte, și salariul mediu net, spun specialiștii, a crescut cu 7% în ultimul an, potrivit Institutului Național de Statistică. Acestea au fost informațiile oferite de către specialiști. Bun, vedem că marea parte din ce vorbeam s-au confirmat și în această știre de dumneavoastră. Să presupunem, sau cum s-au dat acolo date, că au crescut salariul cu 7%, salariul mediu, da? Dar vedem că pe ansamblu sunt scumpiri care efectiv fac nesemnificativ această creștere. În momentul în care îți vine factura la curent, la gaze, în momentul în care mergi în piață să faci cumpărături și vezi că toate explodează, iar la tine în buzunar rămâi cu acea sumă de bani, este ceva care nu se leagă. Din păcate, cam asta este guvernarea cât în ultima perioadă. Dumneavoastră spun că există și ceva explicații, da, pentru că, iată, la energie electrică, de pildă, prețul de achiziție depășește dublul valorii de anul trecut, potrivit estimărilor ANRM, ca urmare a majorării provocate, în special, de creșterile de prețuri de pe piața de energie, după ce și cererea a fost mai mare anul acesta. Da, avem justificări la orice, dar oamenii, repede, dumneavoastră și eu avem familie, în momentul în care mergem să plătim factura, pe noi nu ne interesează că a crescut nu știu ce cere, nu ne interesează că a crescut nu știu ce pe piața mondială, pe noi ne interesează că plătim mai mult la curent, ne interesează că plătim mai mult la gaze și ne dorim ca guvernul care îl avem în momentul de față să ne reprezinte foarte bine interesele și să nu plătim atât de mult. Eu nu cred că există român care în momentul... În acel moment când merge să-și plătească o factură, stă să se gândească, stai așa că eu plătesc acum cu 2 lei, datorită faptului că este cererea foarte mare, datorită faptului că nu știu ce se întâmplă prin America. Nu, oamenii se duc și plătesc factura și văd ce bani lasă acolo, pe același consum. Revin din nou la declarațiile specialiștilor pentru a avea un tablou complet a ceea ce se întâmplă. Iată, Dumitru Chisăliță, Asociația de Energie Inteligentă, spune așa, citesc, cum este cazul consumatorilor casnici care au rămas la același furnizor, acolo creșterea a fost de circa 20%. Sunt consumatori casnici care în momentul de față își schimbă contractul de furnizare gaze naturale, practic le expiră vechiul contract, iar pentru aceștia estimările sunt undeva între 75% și 105%, atenție. Creștere. Da. Potrivit ANRE, în iulie și facturile la energie electrică s-au majorat, am spus acest lucru, medie cu 7%, mai afectați au fost cei 45% dintre consumatori care nu au trecut încă la piața concurențială și nu și-au schimbat contractele vechi. Pe de altă parte, se anunță noi taxe și pentru cei care au centrale termice. Virgil Popescu, Ministrul Energiei, spune așa, vorbim de taxarea practic în utilizarea gazului natural ca și combustibil, inclusiv la centralele de apartament, despre asta vorbește Fit for 55, directiva de taxare a combustibililor, dar de asemenea vorbește și de o posibilă exceptare pe o perioadă de maxim 10 ani de zile pentru consumatorul vulnerabil și vorbește în continuare de o posibilă definire a consumatorului vulnerabil la nivel european, ceea ce pentru români e mai bine. Pragul de venituri mediu european este cu totul altfel. Acum, care este diferența dintre consumatorul vulnerabil european și cel vulnerabil român? Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Și o singură frază și apoi revenim la discuții. Măsura face parte din planul anunțat de Comisia Europeană, ce are ca scop o reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2030.
Bun, iar revenim și vorbim despre energie. În timp ce prin vestul Europei, Germania, Polonia și alte țări se zbat ca să-și mențină sistemul energetic în picioare, se zbat să aibă energia lor proprie acolo, da? Noi vedem că în țara asta suntem conduși în momentul de față de niște fricoși. Și dacă mâine, și deja au venit cei din Uniunea Europeană și spun că trebuie să închidem CEO sau să dăm afară mii de oameni, lucrul ăsta se va întâmpla. Am văzut declarații care sunt făcute referitor la acest complex. Pentru că noi nu știm să ne apărăm ce este al nostru, să ne apărăm resursa noastră și ne vinde mult prea ieftin celor din afară, din păcate. Și că am văzut de consumator vulnerabil, european, român. Cred că există diferențe foarte mari între un om care trăiește în România și un om care trăiește în vestul Europei, de exemplu. Să ne uităm începând de la salariul pe care îl primește fiecare, vedem hrana care de multe ori, și am fost și eu plecat în afară, de multe ori hrana în afară este mai ieftină decât în România, serviciile care sunt oferite în afară sunt peste multe servicii care se oferă în România, dar, vedeți, ne compară, ne aduc la același nivel. Din păcate. Bun. Și acum exact tabelul furnizat de către Institutul Național de Statistică spune așa, pe intervalul iunie 2021, deci practic acest an, da, prețurile la energie electrică au urcat cu 16,97%, la combustibil cu 11,75%, la tutun și țigări cu 7,03%, iar în transportul aerian au fost consemnate scăderile de preț de 20%, pentru că am prins și acea perioadă de pandemie, când s-a și atunci dumneavoastră trebuia să și revigoreze cumva activitatea. În ceea ce privește alimentele, în ultimul an, cel mai mult s-au scumpit uleiul comestibil, 15,91%, peștele proaspăt 5,3%, brânza de oaie 5,18%, au fost scăderi de preț înregistrate la cartofi 23%, citrici și alte fructe meridionale 7,6% și fructe proaspete 5,47%. De la începutul acestui an, uleiul s-a scumpit cu 11,69%, fructele proaspete cu 11,3%, cartofii cu 9,23%. Deci, atenție! Deși totul s-a scumpit. Exact. Totul s-a scumpit. Scumpirile au existat de la începutul acestui an. În timp ce ouăle au fost mai fine cu 4,6%, iar fasolea, boabe și alte leguminoase cu 0,3%. La categoria mărfuri nealimentare în ultimul an, cele mai mari creșteri de preț au fost consemnate la energie, așa cum spuneam. De la începutul anului 2021, prețul la combustibil a urcat cu 9,01%, la energie electrică cu 8,22% și la tutun țigări cu 3,04%. De asemenea, România au plătit cel mai mult pentru serviciile poștale, plus 5,53%, cele de îngrijire medicală, 4,48%, și de apă, canal, salubritate, 4,39%. În schimb, călătorile cu avionul s-au ieftinit, așa cum spuneam, cu 14,38%, dar nu putem locui în avion. Da, asta vreau să spun, ca spui de glumă, ne mutăm în avion și le plimbăm cu avionul, că restul, acolo s-a ieftinit totul. Da. Când e vorba de avion. Scuzați-mă, apropo de asta, vreau să mai fac o completare. Văd că a citit că de la începutul anului ăsta, nu știu, s-au scumpit legumele, s-au scumpit fructele. Da, iar aici este dureros. Tot la fel am văzut știri și locale și naționale cu oameni care lucrează în agricultură și sunt nevoiți să-și arunce pe câmp cartofii, castraveții, roșiile, tot pentru că nu le cumpără nimeni, mă refer la aceste supermarketuri venite din afară. Noi aducem totul din afară și, vedeți, le plătim din ce în ce mai scump. În condiții care le avem pe ale noastre în România și am văzut la televizor oameni care stau cu ele pe câmpuri și sunt dispuși să le dea și gratis, numai să nu se strice. Bun, și de ce trebuie să le aruncăm și nu reușim să le, nu știu, să le donăm? Căminelor de bătrâni, caselor de copii. Păi știți cum e, și mă refer și la căminele de bătrâni și la casă, nu știu ce se întâmplă, probabil și acolo au o politică, fac licitație, cine vine câștigă, ce se întâmplă de obicei în sistemul ăsta. Dar vine un supermarket din afară sau un hipermarket și vine cu produsele de la el din țară. De ce să-l cumpere de la amărâtul de român care stă cu săracul prin pământ și muncește dimineața până seara și la sfârșitul fiecărui sezon le aruncă pe câmp? Pentru că trăim într-o țară care nu știe să ne protejăm produsele. Apropo de acest lucru, uitați, vă dau un caz recent, trăit de mine. Am fost în concediu în Bulgaria și am rămas impresionat să văd că acolo majoritatea magazinelor sau la hoteluri ies în prima dată cu produsele lor. Inclusiv în magazinele unde din tine să-ți cumperi ceva de mâncare, principalele
sertare, cum se spune, rafturi, sunt ocupate cu produsele lor. După care vin produsele din afară. Pentru că oamenii acolo țin la produsele lor. Pe când noi avem grijă, dacă mergem într-un hipermarket de la noi din România, prima dată să vedem produsele din afară și undeva aruncate într-un colț produsele românești. Da. Vedeți, vorbim despre mentalitate și despre cine ne conduce. Potrivit Asociației de Energie Inteligentă, din păcate am început această emisiune numai cu știri mai puțin plăcute pentru telespectatorii noștri. Pentru că însă, trăim într-o perioadă mai puțin plăcută pentru noi. Însă iată ce spun specialiștii, un consumator care locuiește într-o casă ce a achitat în cea mai friguroasă lună a iernii trecute o factură de aproape 800 de lei, va urma să achite în iarna aceasta, 2021-2022, o factură de circa 1600 de lei, adică deci practic se dublează. Da. Dar eu am o întrebare, dacă acest om care iarna trecută a plătit 800 de lei, iarna asta va plăti, hai să zicem 9600, poate este și o exagerare. Punem 1200. Lui a crescut salariul cu 400 de lei. Sau măcar cu 50 de lei, sau măcar cu 60 de lei. Ce face omul acesta în iarnă și iarna... De obicei, nu știu, ține 3-4 luni de zile, depinde de fiecare cât de friguros este, dacă are copii mici, nu are copii mici, depinde de temperatura care vrei să o aibă în casă. 4-5 luni de zile se plătească aproape dublu la gaze, în condițiile în care salariul are la fel. Nimeni nu se gândește la astfel de lucruri. Bun, și în aceste condiții, cum revigorăm economia? Păi, cum mai priviți dumneavoastră în acest moment? Economia, în momentul de față, se revigorează foarte ușor. Facem împrumuturi pe bandă rulantă, ca să achităm probabil datoriile guvernului, da, de întreținerea guvernului, și scumpim tot în țară. Și așa revigorăm economia. Bun, și cine plătește? Noi, populația. Păi și cum suportăm? Asta este întrebarea pe care ar trebui să-și o pună cei care ne conduc în momentul de față. Pentru că, uitați, fac o mică paranteză. Dacă e să facem o analiză la cei care ne conduc în momentul de față, vom vedea. PNL-ul la nivel național sunt în blocaj total, în sensul că își dau un cap între ei. Alianța asta cu USR-ul, vedem că dacă e să luăm și primăriile conduse de USR, și acolo este un blocaj total. Eu am fost în București, în sectorul 1, și chiar am trecut prin Cismigiu. Deci Cismigiu, în momentul de față, este un dezastru ce am văzut acolo. Este un dezastru și vorbim totuși de un parc foarte vechi al Bucureștiului. Pe toate planurile, dacă e să analizăm acest partid, această alianță, vom vedea că nu este deloc bine. Haideți să dăm citire unei informații. Premierul Florin Cîțu a anunțat cum va fi cu rectificarea bugetară și ce este cu PNDL. Atenție, produsul intern brut a crescut în valoare nominală, iar creșterea reală estimată pentru sfârșitul anului, estimată de 7%, este de 7%, deci creșterea reală este de 7% față de 4,3% cât era la bugetul inițial anunțat premierul Florin Cîțu. Tot el spune că salariul mediu brut este de 5.520 față de 5.380, iar deficitul crește în sumă absolută de la 80 la 83,7 miliarde de lei, respectiv 7,13% din PIB. Deci, deficitul inițial la începutul anului era de 7,16%, se reduce foarte puțin la 7,13% din PIB, deși crește în valoare absolută de la 80 de miliarde de la 83,7 miliarde. Aș vrea să mai adaug câteva informații pe partea de venituri, spune premierul. Astfel, veniturile bugetului general consolidat se majorează, deci am avut o colectare mai bună. Estimăm încasări mai mari cu 15,4 miliarde de lei, din care 13,4 miliarde de lei din economia internă și 2,1 miliarde de lei din venituri din fonduri europene. La cheltuieli, aici este foarte important, spune premierul, cheltuielile după rectificarea bugetară se majorează pe sold cu suma de 18,7 miliarde de lei, deci adăugăm la cheltuieli 18,7 miliarde de lei pe sold. Cheltuielile pentru investiții cresc 6,3 miliarde de lei și apoi o să vă spun pe ministere. Vă spun acum, general, cifre și apoi pe ministere, spune premierul. Bunuri și servicii se majorează cu 4,3 miliarde, cheltuieli de personal cu 1,7 miliarde, cheltuieli de asistență socială 1,3 miliarde, alte transferuri 1,9 miliarde, a anunțat acesta. Tot el a mai anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că s-au suplimentat creditele bugetare pe ministere. Astfel, propunerea pentru Ministerul Sănătății de 3,7 miliarde de lei, din care 1,9 miliarde pentru achiziția de vaccinuri, medicamente,
derularea programelor naționale de sănătate, cheltuieli de personal și 1,8 miliarde de lei transferuri pentru echilibrarea bugetului Fondului Național Unic Asigurări Sociale de Sănătate. Citez, de asemenea, se propune suplimentarea cu 425 de milioane de lei a cheltuielilor din venituri proprii ale Ministerului Sănătății pentru finanțarea activităților privind aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și autorizarea produselor biocide concomitent cu majorarea veniturilor proprii, care se constituie din tarifele încasate, spune premierul. La finanțe sunt alocate 3 miliarde de lei, care se împart în 3 milioane subvenții, 800 de milioane fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 600 de milioane de lei contribuția României la bugetul Uniunii Europene, 600 de milioane de lei transferul către întreprinderi în cadrul schemei de ajutor de stat și 1 miliard proiecte de finanțare din fonduri externe rambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației are ca propunere de rectificare 2,2 miliarde de lei pentru execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului. Se mai propun 2 miliarde de lei pentru Programul Național de Dezvoltare Locală și 100 de milioane de lei pentru Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social derulat de Campania Națională de Investiții. Atenție, Ministerul Educației are propuse 963 de milioane, din care 12 de la bugetul de stat pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferente persoanelor din învățământul universitar și 754 de milioane cheltuieli efectuate din venituri proprii pentru investiții și realizarea unor proiecte finanțate din fonduri europene derulate de instituții de învățământ superior, la care se adaugă posibilitatea utilizării a 299 de milioane de lei din soldul anilor precedenți. Ministerul Transportului și Infrastructurii 625 de milioane pe sol, se propune asigurarea de sume suplimentare pentru subvenții pentru transportul de călători cu metrou, pentru întreținerea infrastructurii rutiere și așa mai departe. Despre PNDL, noi nu plătim primarii aici. Haideți să discutăm și apoi revenim la acest plan PNDL, pentru că sunt ferm convinsă că, fiind atât de multe informații de tip economic, nu știu cât au înțeles respectatorii. Și cum vedeți dumneavoastră această rectificare în condițiile în care toată lumea își dorește bani? Păi, tocmai de asta zic că s-a ajuns în această situație și cu această rectificare și vedem, din ceea ce știți dumneavoastră, că o mare parte din această rectificare se duce pe cheltuieli de întreținere sau exact. Cheltuieli cu personalul, da? Eu sunt curios dacă numai aceste rectificări, o parte din bani se vor duce către acest PNDL, că sunt foarte multe proiecte care s-au blocat. Dacă îmi dați voie, da. Permiteți foarte scurt și apoi. Deci până acum, din ce ați citit, o mare parte din rectificarea bugetară se duce către cheltuieli de întreținere și de cu personalul. Hai să vedem pe investiții. Deci asta înseamnă că dumneavoastră au dreptate, sunt prea multe persoane angajate în aparatul bugetar. Păi, bun. Sunt prea multe persoane angajate în aparatul bugetar, apar la televizor și spun facem reformă, facem stânga și în dreapta și dacă e să-i luăm frumos și să-i verificăm mai bine, vedem că au angajat pe bandă rulantă. E una e când spunem la televizor ca să vadă populația, dar dacă e să-i, și știu primării, nu dau numele că, nu, acum vorbim de politica națională, dar știu primării care au angajat cel puțin 200 de persoane în ultimii ani de zile. Referitor la Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL 2, aflat acum în derulare, PNDL 2 sunt facturi, a continuat Florin Cățu. Citez, noi nu plătim primarii aici, plătim companii din România care lucrează. Dacă colegii noștri de la USR doresc ca acele companii să dea faliment, să vină să spună acest lucru. Noi, și am spus din primul moment, din momentul în care am preluat guvernarea 2019, guvernul precedent, dar și astăzi, ne plătim facturile. Statul român nu o să mai fie un stat care nu își plătește facturile. A spus premierul Florin Cățu. Așadar, plătim facturi. Păi nu, aici să luăm și cu PNDL-ul, pe de-o parte, că am și eu colegi așa. Care sunt primari, au început foarte multe proiecte pe PNDL. Da. A venit blocajul, la un moment dat se spunea că nu se mai dau bani pe PNDL, dar firmele care au executat acele, dar mă refer la firmele care au executat în mod normal și adică, care au făcut lucrarea cum trebuie sau care lucrează cum trebuie, da? Oamenii respectivi se duc și ei la primărie sau unde se duc să-și încaseze banii pentru prestația făcută cum trebuie, subliniez că sunt și firme care fac multe lucruri deci, în bajocură. Deci uitați ce zice premierul, că citesc, când am preluat această guvernare, erau facturi neplătite de 7-8 luni de zile, deci vom plăti facturile, despre asta este vorba. Celălalt plan nu are legătură cu primarii, el va fi implementat adevărat de toate autoritățile locale, de primarii USR sau de primarii PSD care vor beneficia de același program. Aș vrea să văd dacă cei de la USR se vor duce și vor spune primarilor să nu apeleze la acest program, asta nu am văzut-o încă. Deci este un program care dezvoltă România. În anul 2021 avem încă foarte multe localități care nu au lucruri de bază, canalizare și apă, nu mai vorbim de
asfalt, a spus premierul. Aici sunt de acord. Nu, aici da, are perfectă dreptate. De asta v-am spus că sunt foarte multe proiecte pe PNDL care se axează pe rezolvarea unor astfel de probleme. Și eu cred, la fel, au fost discuții în alianța aceasta la nivel național cu acest program de PNDL, da? Dar ce facem cu acele firme care au lucrat și nu-și primesc banii? Ce facem cu acele primării care se bazează pe aceste proiecte și au început? Este acum ziceați dumneavoastră, nu știu, să nu mai aibă toaleta în curte la școală, să aibă un drum mai bun în localitate, să facă un cămin cultural. Ce face cu aceste proiecte? Le lăsăm să moară? De asta zic că acest proiect trebuie continuat și aceste investiții trebuie realizate și finalizate. Și cum a fost discuția aici, pe acest subiect? Și dumneavoastră credeți că vor fi duse la capăt? Păi cred că... Adică se vor găsi bani? Va fi totul păi, cred așa că trebuie? Să se găsească, nu doar pe hârtie nu, și cred că trebuie, în declarații? Cred că ar trebui să se găsească bani pentru astfel de lucruri, pentru că exact ce a situat și în acest material, încă avem școli în anul acesta care am au... Am citit strict da? Declarațiile... Păi nu, da, și eu mă leg de declarații de dumneavoastră. Atâta că tu ca premier ieși și spui că ai încă școli în România cu toaleta în curte, dar tu nu găsești soluții ca cei copii să nu mai meargă la toaleta din curte și să aibă și eu o toaletă decentă, înseamnă că nu ești bun ca premier. Și atunci, hai să nu mai luăm cu declarațiile. Românii au nevoie de soluții în momentul de față, pe moment, nu de declarații. Eu, sincer, dacă aș fi, de exemplu, să stau într-o astfel de comună, să mi se ducă copilul la școală, la o toaletă în grădină, cred că mă ajunge pe primărie, nu știu ce aș face acolo. În secolul în care trăim și în anul în care trăim. Vorbind de copii, deși mai beneficiem încă așa. Pe de altă parte, scuzați-vă că mă întrerup. La un moment dat, cei de la USR, că într-un fel ei se ceartă la televizor, pe urmă se împacă probabil pe la mese, în spatele televizorului, spuneau că nu stau la masă cu, teoretic, cu penali. Multă lume l-acuză pe domnul Câțu că are niște probleme penale. Dar la același timp se mulțumesc că ministerul pe care conduc dumnealor, Ministerul Transportului, o primește nu știu câte milioane de lei de la Câțu și tac din gură și stau la masă cu penalul. Vedeți, nici ei nu sunt coerenți în ceea ce fac. De cu politica lucrurile niciodată da. Nu sunt... De asta vă spun. Și cred că am spus exact ce spuneți dumneavoastră și aveți mai multă experiență ca mine cu presa, ce am văzut și la televizor. La televizor una spun, în spatele televizorului alta fac. Dar și dumneavoastră aveți experiența politicii. Da, am experiența politicii și eu nu sunt de acord cu astfel de politică. Domnule Popa, cum începem anul școlar? Cum îl vedeți dumneavoastră? Bun, dacă este să ne luăm după... Mai este aproape o lună. Mai este o lună. Dacă este să ne luăm după ultimele date statistice, vedem că în septembrie se preconizează un nou val, 4 al pandemiei. Am văzut că în ultima perioadă a început să crească numărul de cazuri de COVID, inclusiv cu noua tulpină Delta... Lebă, dar nu știu cum, au tot felul de denumiri. Chiar sunt curios cum va începe anul școlar, dacă copilul se va face teste, să vadă... Adică ce ar trebui să se facă nou an școlar. Sper să nu se întâmple cum s-a întâmplat anul trecut, copiii să fie nevoiți să stea acasă și să învețe școala din spatele... în fața unui calculator. Specialiștii spun că valul 4 este un val al nevaccinațiilor. Păi da, dacă e să o luăm așa și bine, nu recomandat, fiecare face ce vrea, să nu se înțeleagă greșit, eu nu m-am vaccinat, fiecare se vaccinează sau nu, da? Da. Dar dacă e să o luăm pe partea cealaltă, copiii nu sunt vaccinați. Acum ce să înțeleg că specialiștii spun că vor fi afectați cine e vaccinați, inclusiv copiii? Păi, ați văzut că deja se testează acest vaccin, inclusiv pentru copii, dar din ce spun, deci din ce spun specialiștii... În Franța, deja s-a început o vaccinare... Da. Dar din ce spun specialiștii, cei care vor fi afectați în valul 4 sunt cei nevaccinați. Păi cei nevaccinați intră inclusiv copiii sau elevii. De asta poate ar trebui să se introducă un sistem inclusiv la elevi, să fie testați gratuit de două ori pe lună în colectivitatea în care intră acolo. Nu știu, de la începutul lui... Păi bun, și vreau să știți că au fost puse acele teste gratuite în școli. Numai că pentru a putea fi testați era nevoie de acordul părinților. Da, aici va trebui să fie... Părinții nu au fost de acord, chiar dacă existau suspiciuni, își lua copilul acasă, mă rog. Au fost și astfel de situații. Ați văzut că acele teste, care aveau o perioadă de valabilitate, au fost... pierdute din start. Da, de asta vă spun că și aici va fi... Și atunci, cum poți să gestionezi o astfel de situație?
De asta va trebui stabilit niște reguli foarte clare, reguli pe care să le respecte toată lumea, inclusiv părinții, inclusiv cadrele didactice, toată lumea să respecte aceste reguli. Repet, pentru a nu ne întoarce la acel vechi, între ghimele, sistem, să stai cu copilul acasă, să faci cu el temele în fața unui calculator. Chiar am discutat cu 3 copii săptămâna trecută și au spus că nu-și mai doresc așa ceva. Ei vor să meargă la școală, să stea față în față cu învățătoarea lor, cu profesorul lor, cu colegii lor. Da, trebuie să le spunem telespectatorilor, deja sunt și discuții legate de emisiunea de urgența forțelor aeriene române cu un avion ce a plecat spre Kabul pentru a evacua pe cei 27 de români prinși acolo. De asemenea, avem un scandal în sistemul medical, mutat la transporturi, concurs anulat în timpul desfășurării. Un nou scandal în sistemul medical apare la Sibiu, unde a fost un manager al Spitalului de Urgență Liliana Coldea, a fost pus să-și dea demisia în noiembrie 2020, care este singurul candidat pentru funcția de manager al spitalului. Concursul a fost anulat în plină desfășurare, iar Coldea a amenințat cu instanța. Da. Ce să mai comentăm? Vreau să mai fac o mică paranteză. Vreau să fac o mică paranteză cu elevii. De multe ori... Să comentăm fără perdea, da. De multe ori noi dăm exemplu țările din vest. Acum ne întoarcem iar la țările din vest. Hai să ne întoarcem, da. Și vedem că în țările din vest s-au făcut anumite programe clare pentru testarea gratuită a elevilor. Da. Că vorbim de Franța, Spania, Italia, orice țară din vest a înțeles acest lucru și a început să facă o testare gratuită. Dacă tot vrem și dăm exemplu țările din vest, hai să dăm exemplu țările din vest și în astfel de situații. Poate și noi ca părinți a trebuit să înțelegem că o astfel de testare nu are cum să-ți afecteze copilul. Dar în același timp îți protejează copilul și inclusiv pe cei din jurul său. De asta eu sunt adeptul și am văzut inclusiv colegii mei din PSD de la nivel național au cerut celor din Ministerul Sănătății să găsească o soluție pentru ca elevii să fie testați gratuit de cel puțin 2 ori pe lună. Dacă e să calculăm ce înseamnă testare gratuită și să punem în balanță cu ce înseamnă închiderea școlilor, copiii să stea din nou acasă, părinții care nu pot să stea, nu știu, au probleme cu serviciu, trebuie să stea cu copilul, depinde de vârsta copilului, n-au cu cine să lase, n-au bunici, n-au boni, nu, fiecare. Costurile s-ar putea să fie mult mai mari cu închiderea școlilor decât cu asigurarea unor teste gratuite acestor elevi, dând de exemplu țările din vest. Da, care spus că, spunea domnul Cățu, că vor fi alocați suficient de mulți bani în... Când îi alocă? Pentru că iar ne întoarcem la povestea de anul trecut, în martie, când a fost stare de urgență, da? Au spus că, gata, stare de urgență, în septembrie începe școala, ne pregătim până în septembrie. A început septembrie, cum s-a început școala? A fost haos total. Cu toate că știam ce se va întâmpla. Așa și cazul acestor teste gratuite sau acestor programe. Când începem? Teoretic ar trebui să fie un plan bine stabilit și... Începe școala pe 13 septembrie. Pe 13 septembrie, uite, asta trebuie să facem începând de astăzi. Dar să vedeți, începe școala pe 13 septembrie, se face octombrie, se face noiembrie, iar apar specialiștii la televizor, iar se mulțesc cazurile de COVID, iar și iar ajungem de unde am plecat. Apreciați că în acest următor sezon COVID, sistemul medical va fi pregătit sau mai bine pregătit? Financiar, cred că... Nu știu, ar putea să fie soluții financiar. Dar nu știu dacă o să fie pregătit din punct de vedere, să nu poate mai exprim greșit, altăriei. Pentru că, cel puțin, am văzut că acest val 4 va afecta în special pe cei nevaccinați. Din păcate, iar revin la noi, la sistemul din România, nu s-a dus o campanie foarte corectă din punct de vedere al vaccinării. Și dacă la începutul începerii acestor campanii de vaccinare eram printre primele țări din Europa, acum suntem printre ultimele țări din Europa. S-ar putea să avem foarte multe cazuri de COVID și să ne ducem iar într-un sistem, să blocăm sistemul. Vă referiți la întreaga Uniune Europeană? Da, la întreaga Uniune Europeană. Da, eu iau cazul, strict al României. Dacă la începutul vaccinării eram pe locul 2-3 în Europa și tot așa ieșea domnul Cățu. Și chiar pe locul 7 în lume. Da, și se lăuda că suntem cei mai buni, cei mai tari, cei mai frumoși,
când am început să apară tot felul de specialiști și tot felul de oameni, am ajuns la coada... Ai frumoși tineri și neliușii, suntem în continuare, domnule. De asta zic, s-ar putea că acel lucru să ne afecteze cu valul 4. Și am văzut că foarte multă lume din România, inclusiv președinți de Consiliul Județean, am văzut. Am văzut și de pe la București, care le este frică de acest val 4. Cum începem anul școlar? Pe 13 septembrie. Frumos, cu copiii de mânuță. Da. Pe teoretic, la cum se anunță, începem anul școlar pe 13 septembrie, cu copiii de mânuță, mergem în curtea școlii și începe anul școlar. Ce se va întâmpla după 13 septembrie, cred că în momentul de față nimeni nu știe. Și nu cred că se gândește nimeni la începerea anului școlar, cu valul 4 de pandemie, pe care toată lumea spune vine, 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 vine. Bun, mi-aș dori să-mi spuneți dacă dumneavoastră din ipostaza aceasta de politician ați luat așa pulsul să vedeți dacă autoritățile locale, nu doar în județul Gorj, ci în, la nivelul întregii țări, au reușit să asigure copiilor condițiile optime de a reveni. Și aici mă refer la distanțare socială, dacă este nevoie. Deși ministrul educației a anunțat la un moment dat că optează foarte mult pe revenirea la normal. Normalitate. Dar dacă se impune din punct de vedere medical... Nu, eu cred că în momentul de față, și uitați, este emisiunea înregistrată, se va înregistra emisiunea și ne putem uita la ea peste câteva luni. Emisiunea este în direct, nu, acum este în direct, dar va rămâne înregistrată. Așa. O să vedeți peste câteva luni de zile, da, că vom ajunge la ce voi spune acum în emisiune. Sistemul de învățământ nu este pregătit pentru o nouă începere a anului școlar și sistemul de învățământ din România, în momentul de față, nu este pregătit pentru valul 4 de pandemie, dacă acest val chiar va veni, cum multă lume avertizează. Vă referiți la sistemul online? Și sistemul online și sistemul față-înfață. Păi, de ce? Păi nu. Spuneți de sistemul față-înfață? Păi nu, haideți să presupunem că trecem iar în sistemul online. Da? Așa. Să presupunem. Wow. Doamne ferește așa ceva. Câte tablete s-au mai dat în ultima perioadă la copii? Păi nu știu, că pe hârtie, s-au dat nici înainte. Pe hârtie. Bun. Stăm excepțional. Și atunci ce facem cu copiii care nici pe momentul de față nu au tablete? Îi găsim și le facem cadouri. Le facem cadouri. Bun, am trecut, le-am făcut cadouri. Ce facem cu acele localități din România care nici în momentul de față, sau sunt zone, astea nu au acces la internet, ce facem cu copiii respectivi? Vă trimitem pe dumneavoastră pe da, profesori? Da. Cu mapa, ca pe vremuri, da, să alergați pe la fiecare să le dați, da, să lăsați cursurile în poartă. Da. Da? Ce facem cu acele școli care încă nu au dotare foarte bine pusă la punct pentru a face transmisii online? Și încă avem astfel de situații în România. Și dacă este să o luăm și în județul nostru, cred că vom găsi foarte multe școli care nu știu dacă și-ar permite să facă un sistem online de învățământ. Dar, repet, sper să nu se treacă la așa ceva. Facem învățământ față în față. Începe valul 4. Câte școli din România au separatoare între bănci, au un sistem bine pus la punct, le luăm pe deget. Și atunci, de asta vă spun că în momentul de față, sistemul de învățământ din România nu cred că este pregătit de un val numărul 4. Și luăm pe hârtie. Am înțeles. Banii pentru aceste investiții? Eu cred că banii s-ar putea găsi, pentru că vedem că și la nivel național, și dacă e să vedem acolo ce rectificare bugetară, se cheltuiesc bani cu foarte multe prostii prin România. De multe ori cheltuim bani pe lucruri care nu sunt concrete, dar când trebuie să ne aplicăm asupra învățământului și sănătății, niciodată nu găsim bani. Am spus-o și o repet, pentru că avea o societate normală și sănătoasă, trebuie să ai un învățământ bine pus la punct și un sistem de sănătate bine pus la punct. Din păcate, la noi în România, degeaba sunteți dumneavoastră cadrele, îmi permis să vă spun așa, că lucrați și în învățământ. Degeaba sunteți dumneavoastră cadre didactice foarte bune, dacă nu aveți și o bază materială foarte bună. Ei, sunt de acord cu dumneavoastră. Da? Că degeaba vrei să înveți copilul, nu știu, că să-i arăți cum zboară racheta. Dacă n-ai un laptop, să-i arăți cum zboară racheta. Sau să-l duci undeva. Și avem cazuri concrete. Degeaba avem oameni buni și doctori buni și profesori buni dacă nu le dai și baza materială corespunzătoare. Și am văzut, apropo, iar în pandemie, așa, iar sunt curios de încă ceva. Toată lumea se văita cu secțiile de ATI. Domnule, secțiile de ATI, de ATI, de ATI. S-au relaxat puțin măsurile,
Au fost mai puține cazuri la ATI. Pe de altă parte, iar vedem că apar specialiști și spun că o să apară din nou mai multe cazuri care vor merge către ATI. Ce s-a mai făcut la aceste secții ATI în ultimele 3-4 luni de zile? Păi așteptăm spitalele acelea magice. Bun. Spitalele magice promise de toată lumea, indiferent de culoarea politică. Indiferent de culoarea politică. Sunt corect. Păi nu, da. Îmi place să fiu... De-aia v-am spus, eu văd altfel politica. Indiferent de culoarea politică, toți au promis spitale magice. Da. Din păcate, nu le avem. Ne apropiem de finalul emisiunii și vreau să revenim din nou la politică. Pe cine vedeți perdant în această luptă a PNL? Eu cred că aici nu ne interesează cine este perdant în lupta lor internă. Eu cred că aici trebuie să ne intereseze dacă poporul român, dacă noi ca țară, ca oameni, avem ceva de pierdut din acest război. Până în momentul de față, cred că avem ceva de pierdut. Exemplificați, vă rog. Păi nu, în momentul de față ați văzut, oamenii se folosesc, apropo, cu ce pierdem? Și m-ați întrebat de bani. Vi se pare normal ca premierul în funcție să folosească bani publici pentru a susține campania în interiorul acestui partid? Am văzut acele documente apărute cu sigla guvernului. Da, despre care s-a spus totuși că n-ar fi și că... Bine, asta iar... Da, că... da. Bun, banii care folosește pentru campania sa publică. Așa. Internă de la partid. N-ar putea să fie folosiți pentru a pune la punct sistemul de învățământ din România. O parte, că nu poți să pui, că nu sunt. Da? Dar în momentul în care tu te duci acolo și ocupi acea funcție, iar prin acea funcție îți cumperi într-un fel atunci postul de președinte al partidului. O altă întrebare. Și revin, scuzați, vă întrerup. Revin la lista care și totul dumneavoastră. Dacă e să analizăm din 67 sau cât se erau pe acea listă, aproape 40 și ceva, 50 sunt oameni care primesc în mod direct bani de la actualul prim-ministru pentru politica care au, bine, asta e meritul lor, până la urmă bani, să uită oamenii după cine le dă bani. Un minut și jumătate până la final. Întrebare, se mai gândesc politicienii la cei care i-au ales? Teoretic, da, de multe ori se pare că nu. Care ar fi mesajul dumneavoastră pentru cei care ne privesc, pentru români, pentru viitorul României, pentru viitorul copilor noștri până la urmă, domnule Popa? Păi nu, în primul rând, cei care ne privesc acum trebuie să se gândească foarte bine și dumneavoastră ați făcut o analiză economică a noastră și în momentul în care vă merge să-și plătească facturile, mai ales în toamnă, iarnă, la gaze, să se gândească foarte bine cum era pe vremea PSD-ului când era la guvernare și cum pe vremea PNL-ului. Când era PSD-ul la guvernare, au crescut salariile, s-au zbătut pentru pensii, pentru alocații, s-a văzut ceva în buzunarul oamenilor. De când de PNL-ul... Da, dar acum dumneavoastră susțin că se strânge cureaua pentru că dumneavoastră ați dat... Nu, nu, noi... Fără să faceți noi, o prognoză. Nu, nu, nu. Când am fost acolo s-au făcut și prognoze, s-au făcut și investiții, s-au făcut de toate. Ei de când au venit la guvernare, da, de mai au puțin, va 2 ani și ceva, de când au venit la guvernare, devine de la tot ce s-a întâmplat în țara asta a fost PSD-ul. Ei în 2 ani și ceva nu au făcut nimic. Tot a fost de vine PSD-ul. Că n-a fost, nu știu, orice s-a întâmplat, inclusiv la alegerile locale, parlament, deci de vine a fost PSD-ul. Trebuie să ne luăm la revedere. Vă mulțumesc mult pentru prezența noastră în studioul nostru. Mulțumesc de invitație. Dragii mei, astăzi am avut o emisiune cu multe cifre. Sperăm că v-au fost de folos. Eu vă doresc să aveți în continuare o zi cât mai minunată. La revedere!